Philips OneBlade. Innovation and you. Philips. Înapoi în direct pe Road America, cursa a doua aici la Bucharest Gaming Week, Racing League Romania, grila este formată, grila inversată așadar pentru primii 10 acolo. Robert Prepeliță și Victor Nicolae sunt în prima linie și vom vedea peste mai puțin de un minut se va pleca în această a doua cursa a serii. BMW 1 Procar, legenda de la finele anilor 70. Vom avea timp în această a doua cursă și să mai depănăm niște amintiri și să mai dăm niște premii. Mulțumim celor care ne-au scris deja, un Philips OneBlade și un rucsac de gaming au plecat deja către voi. Sunt acontate și validate răspunsurile voastre. Însă dublăm miza în această cursă. Puncte din nou în Racing League Romania, cadouri din nou pentru voi. Câteva secunde până la start, iată 25 de oameni plus un cameraman pe care îl vom retrage la boxe cât de curând. Iată, acum se pleacă în acest ultim start în Assetto Corsa, ultimul start din 2020 și Victor Nicolae se instalează la conducere imediat, vrea această victorie. Pe final de an, iată superbul pluton de modele M1 Procar. Și aici în zona lui Eugen Dudașu sunt bătălii, Cascată încearcă un exterior acolo, să vedem cum va progresa Cristian Berindea, mai are nevoie de doar 5 puncte în această cursă pentru a deveni pilotul anului 2020, omul care s-a impus în sezonul de primăvară, în sezonul al 5-lea. Iată-l pe Cascatău cum urcă prin pluton, a trecut Hellman și acum îl atacă pe Robert Prepeliță, fantastic startul lui Cascatău. Cascatău, zici că a venit aici cu motorul turbo în această a doua cursă, BMW-urile M1 Procar, motor aspirat, 6 în linie, însă a apărut ulterior în acea perioadă, în anii 80, și o variantă cu motor turbo, un BMW M1 Turbo. Se pare că Alex a furat un motor turbo, la cum a plecat acolo, ca din pușcă. Să vedem aici în față Nicolae Tufeanu și Cascatău, aceasta este tripleta din primele 3 poziții, tripleta de pe podium, însă această ordine se poate schimba oricând. Să vedem dacă Tufeanu s-ar putea să treacă de Nicolae în acest prim tur în care pneurile încă sunt reci. E foarte, deci oameni, greu să vii cu pneurile în temperatură, aceasta sunt pneuri retro pe această mașină, la fel de vechi ca ea. Categoric, iată câte corecții de volan trebuie să fac aici Alex Cascatău, onorabil modul în care Tufeanu se ține de Victor Nicolae în acest debut de cursă. Iată plutonul sentit de primii trei au evadat, Berindea între timp a urcat și el, 3 poziții, urcă până pe poziția 7-a, Mihai Șuțeanu pe 9 și el e de luat în calcule, Bogdan Moldovan, un start foarte bun de pe 9 până pe 5, încearcă să prindă grupul. Cred că Moldovan trebuie să treacă rapid de Prepeliță dacă vrea să joace o carte aici la victorie. Iată-l pe Cascatău deja insistând acolo asupra lui Tufeanu. Hai să vedem acest tour on board dacă se poate, să ascultăm și motorul acesta superb, dintre cele mai frumoase soundtrack-uri din motorsport, eu zic din toate timpurile. Acest motor care se turează până pe la 10.000 de ture, cred, cel puțin atunci când este lăsat liber în calificări, sună aproape ca un motor de Formula 1 din epoca aceea, din anii 70. Să vedem aici, Alex, în primul viraj, un viraj în care cobori vreo 3 trepte, din a 5-a până prin a 3-a sau chiar a 2-a, în funcție de ce cutie de viteze ai pe mașină. Acum urmează virajul al 2-lea, tot așa un viraj de viteza a 3-a, un viraj de viteză medie, unde poți ataca târziu acolo vibratorul de pe interior pentru a te înscrie apoi pe exterior.
Mergem pe acest lung palier de viteză și este la aspirație. Efectul de aspirație te face când urmărești o altă mașină să-ți crească viteza acolo în vidul aerodinamic creat. Iată-l la atac acolo pe casca tău și așteaptă momentul bun pentru a-l stresa pe Tufeanu cu o manevră de-a sa. Iată, Tufeanu încearcă interiorul la Victor Nicolae între timp. Victor Nicolae, un slide acolo și plutonul se strânge din nou după această mică eroare a liderului. Mi s-a părut să a fost o atingere acolo. Oricum, voiam să zic că dacă Alex n-are succes în atacul său, va da vina pe farurile scamotabile deschise care îi omoară acolo puțin din flow-ul părții frontale. Și din top speed, desigur, un impact absolut real. Berindea vs. Șuțeanu acolo în bătălie în spatele lui Bogdan Moldovan. Foarte multe lupte, e acolo un adevărat furnicar, este un adevărat șarpe de mașini, unul după altul, piloții se strâng în urma liderului. Asta arată cât de mult contează o mică greșeală, o mică ezitare, nici măcar o greșeală, doar un viraj în care a ratat apexul te poate face să fii prada celor din spate care nu așteaptă o a doua invitație. Da, absolut fascinant această bătălie. Iată-l acolo, Alex Cascato a încercat ceva. Aici Berindea pe exteriorul lui Bogdan Moldovan va avea interiorul în următorul viraj. Haideți să vedem să nu iasă cu contact acolo. Renunță Berindea, foarte inteligent. Vine Șuțeanu, se lipește și el de Cristi Berindea. Iată grupul primilor 7, vrea și Dragoș Simion să se apropie de ei. Îl vedem pe Simion acolo în plan secund, ceva mai în spate, însă aici Șuțeanu e gata să dea un atac la Berindea. Mergem on board cu Șuțeanu, intrăm în turul al treilea al acestei curse. Victor Nicolae conduce, Cascatăul atacă pe Tufeanu, iată-l pe Berindea, iese din siajul lui Bogdan Moldovan, însă frânează foarte eficient Moldovan în primul viraj. Complet altă abordare pentru Șuțeanu acolo. Atacă mult mai agresiv, raliistic, interiorul acela. Este foarte mai ideal să ataci așa, pentru că poți foarte ușor să destabilizezi partea posterioară pe accelerare apoi și să pierzi mașina. Este foarte ușor să ieși de alături cu acest model din viraje și asta nu este, pe cât este de spectaculos, trebuie să de puțin eficient. Trebuie să mergi cât mai curat pentru a scoate leapte mâine cu această mașină. Un nou atac al lui Berindea acolo pe interior, răspunde, Bogdan Moldovan, fantastic acolo, trece imediat în defensivă și se sparge din nou grupul acolo. Un singur viraj pe care nu-l abordez pe trasa ideală, iată cât de costisitor este, a lăsat deja jumătate de secundă acolo Bogdan Moldovan și s-a creat o mică prăpastie între el și Prepeliță. Încearcă Berindea cu disperare să treacă, știe că poate fi mai rapid decât Bogdan Moldovan, că poate să se bage în lupta pentru victorie și în această a doua manșă. Iată-l aici într-un slide foarte, foarte spectaculos. Este spectaculos pentru că avem evident mașini identice, până la urmă există și pilot mai rapid și alții puțin mai lenți în acest pluton. Nu este toată lumea la fel de bună, deși toți sunt până la urmă profesioniști, dacă e să fim onești, însă există diferențe care însă sunt mult reduse atât că avem material tehnic identic, tot merg pe aceleași BMW cu aceeași specificație, asta se vede. Și același setup, e un setup fix creat de organizatori, aceeași etajare a cutiei, același tip de pneuri, același top speed al mașinilor când rulează în aer curat. Însă aici în pluton ritmul tău este condiționat de cel al oamenilor din jurul tău. Ieșire foarte bună a lui Cristian Berindea, care se pune în paralel cu Bogdan Moldovan pe linia dreaptă de start sosire. Iată-i roată la roată pe cei doi și va avea interiorul Berindea în primul viraj. Acum încearcă să răspundă Moldovan, dar urcă pe 5 Berindea. Se vede, asta e vintage Berry. Ceea ce vedem aici, ceea ce vedem în această seară, e omul acela care avea o viteză în plus în sezonul al 5-lea. Din nou face spectacol Cristian Berindea. Între timp, Victor Nicolae poate mai puțin pus pe fapte mare ca și spectacol, însă are deja 1,9 secunde între el și Cătălin Tufeanu. Sunt acolo cei doi urmați de Alex Cascatău, fix pe urmele lui Tufeanu, este acolo Cascatău în continuare. Iată Berry din nou la atac asupra acestei mașini pilotate cândva de Mark Surer. N-ar fi fericit Surer să fie depășit așa.
Categoric nu atacă și casca tău acolo în față și urcă pe poziția a doua. Iată, rocade în două viraje succesive și răspunde acolo, scoate pe casca tău larg Cătălin Tufeanu, profită de asta Berindea, pierde casca tău 3 sau 4 locuri. Un moment fierbinte acolo, avantaj pentru Beri, mai câștigă o poziție. Să vedem cum va încerca el să treacă de Tufeanu. Cu cât trece mai repede, cu atât va avea mai mult timp să se concentreze pe bătălia cu rivalul său de tradiție. Între Victor Nicolae și Cristian Berindea au fost atâtea momente la limită, sunt oamenii cu cele mai multe victorii în istoria Racing League Romania. Greșește Tufeanu acolo și acum Berindea poate să-l taxeze foarte ușor. Urcă pe doi Berindea pe greșeala lui Tufeanu. Mult prea simplu pentru Beri. E la 2 secunde acum de Victor Nicolae și eu nu cred că ecartul ăsta o să scadă, dar bătălia corp la corp între cei doi e ceva absolut fitting pentru ultima noastră cursă din 2020. Ne pregătim într-adevăr, cum ai spus și tu, de un duel clasic, un duel de poveste, de povestit nepoților. Cum ar zice maestrii truismelor, cei de care râdem de când ne știm, un regal automobilistic sau tot felul de alte exprimări din acestea bombastice, tonouri și hecatombe și tot ce ne mai amuzat pe noi de când eram mici. Da, hai să o luăm în serios, pentru că Cristian Berindea chiar ia cursa asta foarte în serios și se va apropia de Victor Nicolae pas cu pas și tur de tur. Într-adevăr, deja am acontat un truism, un cuvânt poate prea des folosit. Am zis deja că aceste mașini sunt niște bolizi, trebuia să spunem și acest lucru. Da, suntem doar niște francofoni, de fapt, nu altceva. Da, eu mă abțin de la chestia asta cu bolizii, încerc să mă abțin de cele mai multe ori și reușesc. Avem bolizi și bolizi de lux, acestea sunt bolizi de curse, este cu totul altceva. Da, mulțumim pentru cei care vor să dea o cursă din Racing League Romania pe o vizită prin tabloide și pe site-urile lor, acolo e plin de bolizi de lux și de tot ce mai vreți voi, foarte mult plastic. Noi aici am ales mașini mult dintr-o altă eră, mașini mult mai adevărate, mult mai cu caracter, aș zice. Libre de sticlă, nu de plastic. Absolut, absolut. Oricum, ușoare, puternice, spectaculoase. Dacă BMW M1 de stradă deja era o mașină foarte rară, mai puțin de 400 de exemplare s-au ieșit pe poarta fabricii BMW, e bine, aceste variante de curse au fost de toate numai 54 și tocmai de aceea, sărindu-le puterea și dezvoltarea lor fiind atât de spectaculoasă, modelul de stradă 277 de cai putere, modelul cu motor standard M88, e bine, cel de curs ajunge la 470 de cai putere, iar asta în final de ani 70 însemna ceva absolut incredibil, însemna ceva la care inginerii se întrebau foarte sincer cum pot să pună această putere jos. Mai ales că nu era vorba de motoare turbo, până la urmă știm că erau mașini precum Porsche 911-30, cel din Can-Am, care are un motor turbo de 1000 de cai putere, bine, acesta este un motor aspirat, ceea ce e cu atât mai special. Iată, Berindea deja l-a prins pe Victor Nicolae, știa Victor că trebuie să încerce evadarea, a profitat de perioada pe care a petrecut-o Berindea în spatele oamenilor din Pluton de acolo, însă acum nu mai are ce să-l apere, are 18 minute în care trebuie să încerce să reziste în fața lui Cristi Berindea. Nu știu dacă sunt pe același canal de Discord în această cursă, sper că da și sper că se simt la fel de bine precum o facem și noi urmărind bătălia lor. Care să fie metodele lui Victor Nicolae de a se apăra, să vedem dacă are vreun buton să-și lățească poate mașina, deja are vreo 2 metri lățime un BMW, unul Procar, cred că Nicolae și-ar dori să aibă vreo 4 metri în această situație. Și iată flăcări acolo pe retrogradare din spatele ambelor mașini, dacă să ne încălzim și noi în această seară de noiembrie, în spate ce pluton se ițește, nu putem să separăm camerele, nici nu știu. Hai să vedem un pic ce se întâmplă în spate aici în grupul condus de
Mihai Șuțeanu, Cătălin Tufeanu pe 4, Moldovan, Simion și Casca Tău 5 pentru locul al treilea. Iată-l pe Casca Tău aici pe exterior și mușcă puțin iarba în spatele lui. Dragoș Simion, iată ce nebunie aici, ce bătălie intensă. Nu e loc aici pentru Casca Tău, trebuie să renunțe și să aștepte un moment mai potrivit să dea acest atac. Berinde al silește deja pe Victor Nicolae la defensivă, sunt lipiți unul de celălalt pe acest final de tur. Ce cursă, ce cursă, nu suntem nici la jumătatea ei încă și avem acest spectacol incredibil între cei mai buni piloți. Conform palmaresului din Racing League Romania, singurii oameni care au câștigat două titluri în istoria acestui campionat, Victor Nicolae în sezoanele 1 și 2, apoi Cristi Berindea sezoanele 4 și 5. Între ei a fost și scurta domnia lui Alex Casca Tău în sezonul al treilea. Defensivă pentru Victor Nicolae pe linia dreaptă de star sosire, sunt roată la roată cei doi. Însă mult mai bine a avansat Berindea, frânează mai eficient Victor Nicolae. Să vedem dacă se va înscrie eficient, încearcă acolo un switchback. Berindea, fantastică bătălie. Iată, mergem către virajul cu numărul 2, interior găsit de Berindea. Va fi contact, va fi un ușor contact, însă ambii scapă cu bine acolo. Și mai ne tragem puțin sufletul cam până la următoarea perioadă de frânare. Nu mai mult de atât, n-or să ne lase cei doi. E clar că Berindea cam știe ce să-i facă lui Nicolae, însă mai așteaptă puțin momentul oportun, știe cam unde sunt slăbiciunile acestuia, însă nu atacă prematur, știe că a avut destule contacte în ultimul sezon cu BMW M3 E92 și vrea să termine cu această mașină curată, știe că un BMW M1 nu merită, oh, ce incident acolo! Eroare, eroarea lui Victor Nicolae care se răsucește, Berindea se ferește de asta și acum rămâne singur în față, iată presiunea. Asta înseamnă să stai acolo și să-ți stresezi adversarul cât poți tu de mult. Cade Victor Nicolae, nu știu până unde a ajuns, a căzut multe locuri în clasament. Vom vedea. Berinde, acum totul s-a simplificat, speram să mai continue această bătălie, însă Victor acolo a avut un moment de supravirare la mijlocul acelui viraj și pentru Berinde mai mult provocarea a fost să nu fie colectat de mașina în deriva adversarului său. Asta și spuneam că Beri avea grijă acolo să-și aleagă un viraj în care să nu fie contact, ca să scape cu mașina curată și iată că a reușit acolo să levite pe Nicolae care derapa. E foarte ușor să o faci, oricine poate să greșească, mai ales cu aceste modele foarte greu de controlat. Avem un cadru aici pe Bogdan Moldovan, poziția a treia în acest moment, în urma lui Mihai Șuțeanu la 2 secunde. S-ar putea ca aceștia să se lupte pentru poziția de best of the rest în această cursă. Cam asta le rămâne, să vedem Șuțeanu dacă se poate apropia de Berindea. N-a părut să poată face acest lucru, sunt acolo 2 secunde și ceva, e un avantaj serios. Victor Nicolae cade până pe 11 și cred că va fi de urmărit din nou recuperarea sa. Alex Casca Tău a mai câștigat un loc, Prepeliță nu mai e în acest grup, nici Tufeanu, iată-l, e pe 5. Practic a pierdut un loc, a câștigat 2, pentru că Dragoș Simion a venit din spate și a trecut de el, iar apoi și cadoul de la Victor Nicolae a fost bine primit. În schimb, Prepeliță și Tufeanu au ținut ritmul la începutul cursei, acum însă nu prea o mai fac. Iată, acum că s-a mai liniștit puțin treaba în partea de sus a clasamentului, ia să mai dăm și noi un premiu, Alex. Cred că este momentul. Hai să luăm în ordine inversă. Întâi mai dăm un rucsac de gaming, un rucsac de la partenerii noștri, de la PC Coolers. Hai să ne gândim la ceva din ultimul sezon. Un sezon pe care l-a câștigat Victor Taraș, pilotul Transilana Racing. Sigur, Victor n-are voie să răspundă la asta și nici coechipierii săi, în rest absolut oricine. Care a fost numărul de concurs al lui Victor Taraș în sezonul recent încheiat din Racing League Romania? Primul care răspunde pe Facebook-ul nostru, pe Facebook-ul Racing League Romania, va intra în posesia celui de-al doilea rucsac de gaming pe care îl punem la bătaie în această seară. Așadar, numărul de concurs. Puteți deschide absolut orice stream din sezonul al șaselea. Cine e cel mai rapid să facă asta și să găsească mașina lui Taraș acolo într-un cadru,
E bine, acela se va alege cu, cu un rucsac din partea noastră. Un rucsac care este ca un curcubeu, este mai colorat decât acest BMW M1 în culorile BASF, pentru că nu este numai în roșu, este în toate culorile care îți vin în minte. Poți să ți-l customizezi tu. Ce culoare îți place, poți să o lași doar, doar pe aceea. E ca la carcase. E un show garantat. Ca la carcase, nu ca și la casete. BASF, o companie care producea printre altele casete în cel puțin în anii 80, când sponsoriza acest BMW M1, unul dintre livrurile legendare care le avem în această cursă. Sunt niște livruri inventate, ficționale, însă sunt și unele din realitate în această întrecere. Uite, ți-l caut eu acum din priviri pe Cezar Toader. Ăsta e unul dintre livruriurile mele preferate din acea perioadă. Brandul Denim, 1980, dacă nu mă înșel, acel livru. Se vede și un alt partener de tradiție al Racing League România aici, în partea frontală, Motul. Motul ne-a ajutat foarte mult să spunem povestea Racing League România în 2020 și pe această cale n-avem cum să le mulțumim suficient. E momentul de Oscar pentru noi, momentul în care ne amintim de toți cei care au venit în povestea aceasta, începând cu BMW România, title sponsorul campionatului nostru, alături de care am spus povești minunate, alături de care am ajuns foarte departe, pe toate meridianele. Povestea Racing League România s-a spus în Malta, în Filipine, în Mexic, în atâtea și atâtea locuri. Reenactmentul nostru cu BMW-uri istorice a avut ecou și pentru noi a însemnat un moment de mare emoție. Adevăr, Alex, acum mă gândeam, spuneai de BMW-uri istorice, am avut M1, am avut M3 E92 din era actuală, am avut M3 E30, mă gândeam acum cam ce ar lipsi, unde ți-ar fi inima, undeva între BMW CSL și BMW 635 CSI, nu-i așa? Cam pe acolo, cam pe acolo, însă e greu să le găsim. 30-ul este în mediul Assetto Corsa. Sincer, cred că va fi căutare pentru o serie cu modele istorice. Însă a fost important pentru noi să nu existe această percepție asupra RLR în mod global, că ar fi o serie dedicată doar istoricelor. De aceea am mers mereu când înainte, când înapoi în timp, pentru a alege mașina cu care s-a concurat în sezonul regulat. Însă aceste evenimente atipice, plus un Legacy Series pentru toți cei care vor vrea să continue în mediul Assetto Corsa, s-ar putea să fie legat de vreo altă legendă a mărcii bavareze. Sunt atâtea povești, sunt atâtea locuri în care putem face o tangență cu istoria BMW, încât, da, n-aș ști de unde să încep. Sigur, preferințele mele estetice, personale, față de anumite modele, da, ele există. Un E36 Super Touring, de exemplu, iarăși e foarte bine realizat, cel din Britanicul de turisme, de la mijlocul anilor 90, și pe acela mi-ar plăcea să-l vedem alergat într-o serie competitivă cu acești băieți atât de buni, atât de buni. Nu vă pot spune, avem evenimente internaționale în care România chiar contează. Pe scena aceasta globală a sim racing-ului am văzut români câștigând curse importante sau evenimente demonstrative. Chiar ieri eram cu Victor împreună cu niște sim racer din Germania. Victor efectiv a dominat acea cursă, Victor Nicolae. Deci oriunde și oricând, oamenii de top de care am avut grijă să auziți s-au afirmat și aș merge cu ei foarte departe. Într-adevăr, Alex, am avut și reprezentanți din RLR care au bifat prezențe în seria virtuală din DTM, din Germanul de Turisme, din campionatul care de anul viitor va avea o nouă formulă, însă în acest an seria virtuală s-a folosit de modelele actuale, aceste modele superbe Silhouette pe care le vedem în DTM. Da, chiar cu BMW a concurat vicecampionul olimpic la tenis Florin Mergea, el a fost reprezentantul nostru în DTM Esports Championship. De asemenea, chiar astăzi îl avem pe Mihai Neg, are absență motivată de la acest eveniment pentru că concurează din nou într-o serie germană. L-am văzut anul acesta
evoluând în varianta virtuală a campionatului de GT-uri al Germaniei, ADAC GT Masters, și a făcut-o foarte bine acolo, rezultate mari aduse pentru țara noastră de către Mihai Neg, s-a văzut în evenimente de top, iar astăzi am impresia că concurează chiar pe Nordschleife, într-o competiție tot alături de Simracer germani. Așadar, suntem acolo, suntem exact unde ne-am dorit să fim. Mai avem mai puțin de 7 minute din această cursă, iar asta înseamnă că eu cred că e ultimul moment de respiro până când Bogdan Moldovan va pune capăt studiului și va da atacul la Șuțeanu. Așadar, încă un Philips One Blade trebuie să meargă către unul dintre voi, iar Mihai acum contemplează ultima întrebare pe care vă punem în această seară. Așadar, încă un Philips One Blade, ultimul premiu din această seară, ultimul premiu din RLR din 2020 către fanii noștri. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Spune-ne, Mihai, la ce trebuie să răspundă pe Facebook-ul RLR fanii noștri pentru a mai câștiga un Philips One Blade acum pe final de transmisiune? Ei bine, eu nu mă pot dezlipi de istorie, așa că rămân alături de istoria acestui model BMW M1 și vă întreb și vă invit să ne trimiteți un mesaj în care să ne spuneți în ce an și ce artist a pictat un BMW M1 Procar precum sunt acestea pe care le vedem. Deci în ce an și ce artist a pictat un BMW M1 Procar? Aceasta ar fi întrebarea. Exact. Și cam seamănă cu mașina asta. E inspirată din ea, însă nu e chiar foarte fidelă. Nu dau prea multe de gol dacă am mers puțin cu Cătălin Tufeanu acolo. Povestea e legendară. E unul dintre cei mai mari artiști plastici ai secolului 20. E ceva ce sper să vă deschidă apetitul pentru întreaga colecție, deoarece legătura dintre brandul BMW și tot ceea ce înseamnă filon artistic e impresionantă. Iar răspunsul la întrebarea adresată de Mihai vă poate aduce multe, multe bucurii, cum doar arta poate să o facă, și bucuriile acestea vor fi încă și mai durabile decât un Philips One Blade, de care sigur vă veți bucura. Bucuros cred că este și Cristian Berinda, care pare că se îndreaptă nestingerit către o nouă victorie în cursă și până la urmă, zic eu, și titlul de pilot al anului, dacă stăm să calculăm, cred că va pune un apel destul de ușor, având în vedere că conduce cu un avans de 6 secunde față de Mihai Șuțeanu. Nu-mi place să fac politică, dar adesea și în sport e cam politică. Toată lumea își amintește ultimele tale rezultate și în contextul ăsta poate că e ușor să ne gândim că nu Berinde ar fi cel ce merită acest titlu. Din punctul meu de vedere, Cristian Berindea, prin tot ce a demonstrat în tot anul 2020, mai ales în sezonul al cincilea, în cel de primăvară, este categoric un demn recipient și cel ce merită titlul de pilot al anului. Nu se mai poate schimba mare lucru în momentul de față, ar trebui efectiv să se oprească acum Berindea, să abandoneze, să treacă absolut toată lumea de el, să cadă până pe 25 ca să mai piardă acest titlu. Nu cred că acest lucru se poate, ba chiar nu, nici matematic, în momentul în care a condus deja un tur, s-a încheiat, primește un punct și pentru asta, Cristian Berindea este pilotul anului. Cum ți se pare? Tu, trăind alături de noi în RLR tot acest sezon, este Berry etalonul în 2020? Încep prin a spune că evident că mi-ar fi plăcut să vedem toți piloții cu șanse la titlu aici pe circuit luptându-se. Este mult mai frumos să vezi pe fiecare cu șansa sa luptându-se la ea, luptându-se pentru ea, luptându-se și pe Bechir, aș vrea să-l văd aici. A făcut un sezon 6 foarte bun, având în vedere că a fost până la urmă cel mai constant la trecere între sezonul 5 și sezonul 6. Însă până la urmă Berry a avut niște sezoane fantastice în ultimul sezon cu BMW M330 și apoi și cel anterior, deci nu pot să spun că n-ar fi meritat. Categoric, da. Categoric un sezon foarte frumos, sezonul al cincilea, apoi a reușit să câștige și cu M3-ul GT2, a dovedit versatilitate și viteză din plin și iată și acum, cu doar câteva tururi parcurse în regim de antrenament cu acest M1 Procar, se îndreaptă către o victorie
Doar Victor Nicolae ar fi putut să stea în cale. Victor Nicolae acum a căzut până pe poziția 18-a, în cursă dificilă pentru el, în care a condus, ne amintim, în prima parte a s-a plecat din pole pe grila inversată, însă apoi lucrurile s-au triat din nou și cărții s-au reamestecat. Cristian Berinde a reușit să fie suveran în fața acestei perechi, șuțeanu moldovan, foarte echilibrați cei doi. Ne-au dat nicio speranță lui Dragoș Simion și lui Alex Cascatău. Cei doi nu s-au putut apropia pe final de cursă să facă din nou joncțiunea cu acea pereche din fața lor. Rămâne moldovan să încerce ceva în aceste ultime două tururi. Între timp, Cascatău este tot acolo pe poziția 5-a. Încearcă să se apropie de Simion acum, că mai sunt câteva... Mai sunt vreo două tururi, însă nu poți așa să te apropii, no, nu mergând de larg, nu se poate, dacă ești de larg, nu ai ce să faci. În schimb, iată, urcă în top 10 acolo din nou Horațiu Frâncu, urcă și Lucian Chirvase în această a doua cursă. Cred că și-a făcut destulă plăcere, cred că s-a distrat și Lucian în această cursă. În spatele său îi pun ceva gând rău acolo alți doi concurenți, Helman și Cezar Toader, sunt aproape. Cezar Toader clar e unul dintre oamenii care și-ar fi dorit să concurăm un sezon întreg cu această mașină. Ador aceste provocări de mecanică pură, aceste mașini dintr-o eră pe care cu toții o idealizăm. Până la urmă, el a și transformat asta în ceva practic. Are mașini din acea epocă, e un fidel al mărcii BMW și sigur s-ar fi bucurat să fie mai mult decât doar această cursă. Însă, din păcate pentru el, nu are și un BMW M1 Pro Car, pentru că altfel ar fi primit invidia noastră combinată. Dacă ar fi avut în realitate un BMW M1 Pro Car, ne-am fi strâns la el la ușă să-i batem în geam sau să-i batem în ușă. Absolut, absolut. Nu există un M1 în general în România, însă un M1 a vizitat România, e o poveste mai veche, deci... Asta puteți vedea, puteți afla. E cunoscută. Lucas Helman îl atacă aici pe Lucian Chirvase. Iată, nu scapă de presiune Lucian până la final. De asemenea și în față suntem cu această bătălie indecisă. Bogdan Moldovan până la final speră la poziția lui Șuțeanu. Iată, se dau tururi rapide până pe final de cursă. În fața lor e un pilot întârziat. Sperăm să nu interfereze cu această bătălie. Iată, perspectiva on board aici în carusel e dificil. Îi va afecta ieșirea lui Șuțeanu. Iată, nu-l încurcă pe Șuțeanu, nu-l încurcă nici pe Bogdan Moldovan. A fost acolo un element decisiv, aceea mașină întârziată. Uneori se întâmplă... cel puțin în cursele mai lungi pe care le-am avut în sezonul regulat, ca mașinile întârziate să joace un rol într-o luptă anume. De multe ori se poate întâmpla ca într-un viraj în care nu ai loc să treci, să fii blocat, și atunci e foarte important cum depășești traficul. Categoric, au făcut-o bine primii trei, iar cu Cristian Berinde ajungem, iată, în ultimul viraj al ultimului tur. Face deja spectacol Cristian Berinde, știe că are această cursă în mână. A câștigat fără drept de apel duelul cu Victor Nicolae în această manșă secundă și iată, trece linia de sosire. Cristian Berindea câștigă această ultimă cursă din 2020 și este pilotul anului în Racing League Romania. Șuțeanu reușește să reziste în fața lui Bogdan Moldovan. Iată-i pe 2 și 3, apoi vin Dragoș Simion și Alex Cascatău, contingentul piloților reali. Spectacol făcut de ei până în ultima clipă. Prepeliță, Tufeanu, Frâncu, Chirvase și Helman în top 10 acolo. Toată lumea acum liber la spectacol și, cum zice acolo și bannerul, see you next year. Aceasta a fost Racing League Romania în 2020. Două sezoane regulate, evenimente speciale ori de câte ori am avut ocazia, inclusiv această finală deținută la Bucharest Gaming Week, ce se încheie în această seară.
festivalul care scrie toate recordurile în ceea ce privește gamingul românesc. Așa că de la pionieri la pionieri, cu chiar la 30 de ani după ce încercăm să restabilim un sens pozitiv terminologiei, ne bucurăm că am fost parte din povestea Bucharest Gaming Week 2020. V-am oferit premii, v-am arătat, iată acum pe final, cine este pilotul anului 2020, campionul sezonului al 5-lea din Racing League Romania. A survolat Road America pe tot parcursul acestui eveniment și e meritoriul câștigător al ambelor curse, dar și al acestei ierarhii cumulate pentru pilotul anului. Noi am fost Mihai Fira și Alexandru Șiclovan. O seară minunată vă dorim, fiți alături de noi, urmează multe surprize. Cea mai mare dintre acestea în Racing League Romania este decizia legată de viitorul seriei. Către ce platformă de simulare vom merge? E bine, asta încă mai rămâne de evaluat în comitetul de organizare al ligii noastre. Asta a fost tot pentru această seară. La revedere tuturor!